Sigur o știți. Se numește așa. Așa îmi vine... Câteodată. O știți, da? Da. Bun. La asta o să rugăm frumos sunetul, Dan, dacă se poate. Pe partea lor o să încercăm să lăsăm un tic negativul jos, da? Hai să încercăm să facem un joc fain în sala asta la București. Să-i dăm drumul, să vedem cum sună. Tețuș, bă, să nu faci așa că eu nu-s cu rocul. Eu-s cu Maramureș și mai tare. Maramureș. Perfect. Hai mai aproape. Dragilor, încercăm să ținem ritmul din palme. E ca și cum ați aplaudat pe doamnele pentru ziua lor. Și ca să-mi vine câteodată, așa. Eu zic pe primul vers și noastră le repetați, da? E foarte simplu. Ia să vedem. Ca să-mi vine câteodată, mă rugule. Și mă voi. Așa-mi vine să dau cuțitul în piatră, să dau. Ați înțeles, da? Cam asta-i treaba. Eu zic pe primul și voi repetați. Chiețu? Chiedem ce zice mai departe. Din teatră să iasă foc, da? Căte doamnele vreau să cânte. Și acum în spate. Din teatră să iasă foc, măi doamne. Cum a voi? Din teatră să iasă foc. Dacă în viață n-am noroc, păi dacă în viață n-am noroc, măi doamne. Face și cânt o strofă cu mine, hai, lasă geaca, haide! Fii atent, mai departe l-a ajutat și voi, când s-a împărțit norocul? Când s-a împărțit norocul, măi dormi! Numai tu! Nu mi-a fost din norocul! Fost am eu dus la lucru, dar fost am mai uitat versurile! Nu nicio problemă, ne învățăm împreună, da? Vreau să-l ajutați și voi, da? Mai departe zice așa. Și la tăți le-o dat cu carul, ia să vedem. Și la tăți le-o dat cu carul noroc. Și tu. Și la tăți la noroc. Nu mă arăt. Bă, stare versuri noi să știi, pastelulește. Aplauze! Așa!